Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile orei 12. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat că examinarea cererii depuse de Moldova Gaz pentru majorarea tarifelor la gazele naturale este amânată pentru 29 noiembrie. Republica Moldova a înregistrat un nou progres semnificativ în parcursul său european, finalizând evaluarea primului grup de capitole pentru aderare, a declarat Cristina Gerasimov, viceprim-ministrul pentru integrare europeană. Directorul executiv al TikTok, chemat să răspundă în fața Parlamentului European, fiind acuzat că platforma sa a avut un rol semnificativ în influențarea alegerilor prezidențiale din România. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat cu o oră înainte de ședința planificată că examinarea cererii depuse de Moldova Gaz pentru majorarea tarifelor la gazele naturale este amânată pentru 29 noiembrie. Potrivit unui comunicat oficial, decizia a fost luată din cauza necesității de a analiza un volum mare de informații. La 26 noiembrie, Moldova Gaz a depus o cerere pentru majorarea tarifelor la gazele naturale cu aproximativ 33%, iar conducerea ANRE trebuia să se întâlnească astăzi pentru a examina și aproba noile tarife. Această propunere a generat nemulțumiri inclusiv din partea membrului Consiliului de Observatori de la Moldova Gaz, Sergiu Tofilat, care a subliniat că, potrivit legislației ANRE, nu poate aproba tarifele fără a organiza consultări publice, o procedură ce poate fi omisă doar în cazuri excepționale. Pregătesc o cerere oficială la directorii ANRE. Respectați procedurile de transparență și organizați ședință publică cu prezența presei. În caz contrar, voi adresa o plângere penală pentru abuzul care îl faceți. În ziua în care ANRE urma să examineze cererea Moldova Gaz pentru majorarea tarifelor, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian, a anunțat că săptămâna viitoare vor avea loc audieri parlamentare publice privind situația din domeniul energetic. Marian a precizat că data exactă a audierilor va fi anunțată după ce ANRE va lua o decizie cu privire la cererea Moldova Gaz. Suntem în așteptarea deciziei ANRE, dar acest anunț al companiei pe bună dreptate stârnește nemulțumire și nedumerire în rândul multor cetățeni, mai ales având în vedere că unii responsabili din domeniu făceau declarații optimiste cu privire la situația energetică acum câteva luni. În cadrul acestor audieri ne propunem să clarificăm motivele care au dus la această solicitare de majorare neașteptată și să identificăm soluții pentru a reduce pe viitor riscul unor ajustări bruște ale tarifelor. În luna septembrie, premierul Dorin Recean a declarat că cetățenii în acest sezon nu vor plăti tarife mai scumpe la gaz și la electricitate. Anterior, ministrul Energiei Victor Parlicov explica că prețurile vor varia în funcție de cotațiile bursiere, iar deciziile legate de tarife vor fi luate ulterior de ANRE. Republica Moldova a înregistrat un nou progres semnificativ în parcursul său european, finalizând evaluarea primului grup de capitole pentru aderare. Experții europeni au confirmat o pregătire mai avansată decât se așteptau, conform declarațiilor viceprim-ministrei pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, la Forumul pentru Integrare Europeană. Autoritățile moldovenești estimează că negocierile în aceste domenii vor începe în prima jumătate a anului viitor. Am reușit acum, pe parcursul ultimilor câteva săptămâni, să finalizăm primul grup de capitole, așa numitul Cluster 1, ce ține de valori fundamentale. O concluzie a acestui prim exercițiu este că, de fapt, suntem mai bine pregătiți decât ne-am așteptat. Asta nu înseamnă că nu avem foarte mult de muncă, fie în domeniul justiției, fie în domeniul securității, fie în domenii mult mai tehnice, precum statistica. Însă,
Ceea ce este important să cunoaștem este că la prima evaluare pe care am primit-o din partea experților Comisiei Europene este că, de fapt, Republica Moldova muncește mult, iar aceste rezultate se văd. Noul pachet de sprijin din partea Uniunii Europene în valoare de 1,8 miliarde de euro structurat pe trei componente principale va viza dezvoltarea infrastructurii, facilitarea accesului la piața unică europeană și susținerea agendei de reforme, a declarat în cadrul forumului ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Majeix. Totodată, ambasadorul a spus că Republica Moldova are mult de lucru la reforma din domeniul justiției și la consolidarea instituțiilor statului. Cel mai important lucru pe care deja l-a făcut Republica Moldova este că Republica Moldova este printre țările care deja a realizat progrese pe majoritatea capitolelor. Oricum, Moldova este doar la început și are foarte multă muncă și realizări care trebuie să fie făcute. În primul rând vorbim despre reforma judiciară și combaterea corupției. Nu este un lucru care nu s-a făcut și ceea ce deja s-a făcut în acest domeniu sunt lucruri destul de bune, dar faptul că aceste lucruri de cu adevărat au nevoie de timp, din acest motiv trebuie să dezvoltăm și să ne bazăm pe cele lucruri care deja au fost realizate și să continuăm această luptă și în viitor. Al doilea lucru pe care vreau să-l evidențiez în acest discurs este consolidarea și puterea instituțiilor. În pofida provocărilor cu care s-a confruntat Republica Moldova în ultimii ani, rezultatul alegerilor prezidențiale și al referendumului reprezintă un impuls pentru negocierile de aderare, a subliniat europarlamentarul Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru Relațiile cu Republica Moldova. Totodată, acesta a spus că pachetul de sprijin de 1,8 miliarde de euro din partea UE va aduce o mulțime de beneficii pentru cetățeni. Pachetul de creștere de 1,8 miliarde de euro va da un impuls mai mare decât oricând economiei Republicii Moldova, va duce la creșterea calității serviciilor în domeniul sănătății, în domeniul educației, va conecta mai bine Republica Moldova de Uniunea Europeană prin România, prin poduri peste prut, energetic, electricitate, gaze. Cetățenii au păreri împărțite despre procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Eu cred că să avem mai multe oportunități și mai multe posibilități. Nu chiar pregătită, dar o nouă aș da. De ce? De că avem multe lumini care nu sunt informați corect una, nici nu vor să audă. Până și nicio nu s-a schimbat, tot așa cum a rămas, dar au zis că vrei să schimbi, dar trebuie doar de așteptat. Cea de-a 10-a ediție a Forumului pentru Integrare Europeană a reunit experți și factori de decizie care dezbate etapele esențiale ale integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și strategia de implementare a reformelor. Ministra pentru Afaceri Europene a Danemarcei, aflată la Chișinău pentru a participa la Forumul pentru Integrare Europeană, a subliniat sprijinul Danemarcei pentru Republica Moldova, în special în ceea ce privește procesul de integrare europeană. În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană a Republicii Moldova, Cristina Gerasimov, oficiala Danemarcei a lăudat progresele remarcabile făcute de Republica Moldova în cei 2 ani și jumătate de la obținerea statutului de țară candidată. Vreau să spun că Danemarca susține parcursul Republicii Moldova spre calitatea de membru a Uniunii Europene. Este impresionant. Moldova a devenit țară candidat cu 2 ani și jumătate în urmă și dumneavoastră ați avut un parcurs enorm într-o perioadă foarte, foarte scurtă. Și acest lucru este arătat și în cel mai recent raport cu privire la extinderea Comisiei. Așteptăm ca acest proces să se finalizeze cât se poate de repede și să putem începe negociere de pe diferite capitole și pe diferite clustere. Ținând cont de război în Ucraina, acum este un moment pentru extindere. Extinderea este un element foarte important pentru președinția daneză. Europa trebuie să devină mai puternică și poate să devină mai puternică prin extindere. La rândul său, Cristina Gerasimov a mulțumit Danemarcei pentru ajutorul oferit prin alocarea de fonduri și expertiză în combaterea acțiunilor hibride ale Rusiei. Ea a exprimat de asemenea dorința de a prelungi misiunea de parteneriat a UE în Republica Moldova, subliniind necesitatea continuării sprijinului european în fața provocărilor externe și interne.
Centrul Național Anticorupție va coopera cu parchetul european în contracararea infracțiunilor transfrontaliere. Un acord de cooperare între cele două instituții a fost semnat la București de către directorul CNA Alexandru Pânzar și procurorul șef al parchetului european Laura Codruța Chioveși. Potrivit acordului, acțiunile comune ale acestor instituții se vor concentra pe cazurile legate de corupție și fraudă în ceea ce privește fondurile Uniunii Europene, precum și pe recuperarea bunurilor infracționale, creând un cadru legal pentru schimbul sigur și eficient de informații, date și probe. Acest lucru va contribui în mare măsură la identificarea rețelelor criminale complexe care acționează în Republica Moldova și în statele membre ale Uniunii Europene. Această cooperare între parchetul european și CNA va consolida interacțiunea între cele două instituții, va adăuga valoarea investigațiilor și va spori capacitatea instituțională de a combate infracțiunile de corupție și a fraudei. Un astfel de parteneriat nu servește doar intereselor de protecție a intereselor financiare ale Uniunii Europene, ci contribuie și la obiectivele mai largi de transparență, responsabilitate și integrare europeană. Părțile își vor consolida capacitățile prin schimbul de experiență, EPPO fiind instituția care va oferi asistență tehnică, formare și cele mai bune practici pentru CNA în vederea fortificării capacităților instituționale de a investiga cazurile de corupție. Acordul garantează că resursele provenite din asistența financiară și fondurile de dezvoltare ale Uniunii Europene sunt utilizate într-un mod transparent și eficient și reprezintă un pas înainte spre alinierea în continuare la cerințele Uniunii Europene în domeniul guvernanței al statului de drept și al politicii anticorupție. O delegație a Centrului Național Anticorupție participă la cea de-a 23-a conferință anuală EPAC-EACN, care se desfășoară la București, România, sub genericul Împreună pentru Integritate. Un contingent al Armatei Naționale va participa la parada militară de la București, organizată duminică 1 decembrie cu prilejul Zilei Naționale a României, informează Ministerul Apărării. În acest an, formația Armatei Naționale este constituită din grupul Port-Drapel. Aceasta este reprezentată de militarii din Compania Garda de Onoare, urmată de contingentul de pacificatori ai Batalionului 22 de menținere a păcii Căști Albastre, condus de locotenent major Cristina Dolgoruc. Cei 30 de ofițeri, soldați și sergenți moldoveni vor defila în piața Arcul de Triumf din București alături de militarii români de contingente străine din detașamente dislocate în România. Directorul executiv al TikTok, chemat să răspundă în fața Parlamentului European, este acuzat că platforma sa a avut un rol semnificativ în influențarea alegerilor prezidențiale din România, care au culminat cu victoria surprinzătoare a lui Călin Georgescu, un candidat de extremă dreaptă cu viziuni proruse. Potrivit unui raport al publicației Politico, preocupările au apărut în urma unei campanii agresive desfășurate pe TikTok, care l-a propulsat pe Georgescu din anonimat într-o poziție dominantă în primul tur al alegerilor, în ciuda faptului că acesta nu avea sprijinul niciunui partid politic, mai scrie Politico. În contextul acestor evenimente, liderul grupului liberal Renew Europe din Parlamentul European a cerut directorului TikTok să fie audiat și să ofere lămuriri cu privire la posibilele încălcări ale reglementărilor europene pentru conținutul online. Haier a subliniat că România reprezintă un semnal de alarmă privind riscurile de radicalizare și dezinformare în întreaga Europa, care pot avea efecte destabilizatoare nu doar la nivel național, ci și în cadrul Uniunii Europene. La doar două zile după victoria neașteptată a lui Georgescu, cercetătorii și experții în tehnologie au început să ridice întrebări cu privire la impactul semnificativ pe care TikTok l-a avut asupra campaniei sale, în special datorită utilizării unor conturi false pentru a amplifica mesajele candidatului. Bogdan Manolea, director executiv al Asociației pentru Tehnologie și Internet, a declarat că TikTok ar fi trebuit să verifice și să elimine valul de mii de conturi false care au acționat în mod coordonat în favoarea lui Georgescu și că platforma ar trebui să fie trasă la răspundere conform reglementărilor conținutului online. TikTok, la rândul său, a respins acuzațiile, subliniind că majoritatea candidaților din alegeri au fost activi pe platformă și că utilizarea sa nu a fost diferită de cea a altor rețele sociale. În plus, purtătorul de cuvânt al platformei a afirmat că aceste relatări extrem de speculative sunt inexacte și înșelătoare. TikTok a precizat că a implementat un centru electoral special în aplicație pentru a oferi informații electorale fiabile și că a încheiat un parteneriat cu un ONG local pentru a stimula alfabetizarea digitală și a combate dezinformarea.
Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentate de colegul meu, Dan Limbas. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând! Emisiune realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.